Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. O știre pe care o să o analizăm și cu care ar fi trebuit să începe misiunea, se leagă de ceea ce la Timișoara, mie, mi se pare că este groaznic. Groaznic. O secundă. Da, mă, dă paharul cu apă, că stă cu el în mână, săracul. I-am cerut unui prieten bun al meu, inginerului meu de sunet, adică măcar sunetistului de platou, să-mi dea și mie un par cu apă. Mi l-a adus omul. S-a dezinfectat cu mâscâți de la, cu mănuși pe mânuță, cu măscuță pe guriță și mi-a adus și mie un par cu apă, că de. E greu să vorbești 2 ore fără să bei o gură de apă. Oameni buni, o să ajungem și la Timișoara, o să vedeți. Mie mi se pare cu tremurător ce au făcut oamenii. Dacă am înțeles eu bine știrea, vă spun de la bun început că primarul Timișoarei a fost solicitat să intervină, domnul Friț nu a dorit, am discutat și cu stafful domniei sale, n-am primit până la ora intrării, știți cum e formula aia, până la ora intrării în direct n-am primit niciun răspuns, ca să nu zică timișorenii că nu le bag primarul în seamă. Primarul probabil că e prea important pentru mine sau eu prea mic pentru el. Mie mi se pare că ce a făcut Dominic Friț e bine. A făcut un lucru minunat, a încercat să ajute timișorenii și și-a luat-o. Asta am făcut așa, știrea pe scurt. Știrea de fapt cu care încep, dă-o puțin pe post, Aline, este o știre care se leagă de celebrul Elon Musk. Multimiliardarul Elon Musk, cel care conduce Tesla, care conduce SpaceX, ăia care vor să facă excursii în spațiu, care fac cercetări pe alte planete cu sistemul solar. Super miliardar! Ăsta e Twitter-ul lui. Twitter-ul lui pe care Elon Musk, cum se citește, mă, pictore? Elon Musk, hă? Elon Musk. Something, bă, ceva foarte ciudat, traduc eu, s-a întâmplat. Fiți atenți aici. Și o să avem un punct de vedere absolut irefutabil, de necontestat în România. Profesor universitar doctor Adrian Străinu Cercel, pe care îl și salut, dar nu acum, o să-l salut când o să-l și vedeți, îl avem în direct prin Skype de la Institutul Balș. Oameni buni, ce a făcut multimiliardarul? 4 teste, la fel, genul testului ăla care s-a folosit, antigen, testul ăla antigen care a fost folosit de guvernul de la Bratislava în Slovacia, ăia care au făcut milioane de teste, n-au găsit decât câteva zeci de mii de pacienți de ăștia, de infectați. Dar a ieșit scandal în toată Europa, în toată lumea. Da? Și că, care au dovedit, vezi, Doamne, că testarea în masă este mama, cum să zic, acesta este domnul Elon Musk. Uitați-l. A zice că familia lui nu se va vaccina, chiar dacă au găsit ăștia 20 de vaccinuri care acum se bat care să fie primul la vânzare, dar dă-napoi Twitter-ul. Oameni buni, atenție mare, a făcut 4 teste, dintre care 2 au ieșit pozitive și 2 negative pe aceeași persoană, adică pe persoana lui, în același laborator, cu același model de test și a șocat lumea. Am văzut postări, am văzut preluări în presa din India și Filipine, până în Canada, toată lumea îl comentează pe Elon Musk. Ce fel de testare pe planetă reprezintă acest test rapid antigen? Bună ziua, domnule profesor Cercel! Alo? Bună ziua! Mă bucur să vă revăd, domnule profesor, da, și să vă întreb ce să înțeleagă noi, ce să înțelegem noi, cei care nu avem studii medicale, care ne gândim acum de ce nu facem și noi ca în Slovacia, de ce testele astea rapide nu sunt folosite, de vreme ce domnul Elon Musk și-a făcut 4 teste într-o zi, 2 pozitive, 2 negative și-a băgat planeta în ceață. Păi, sunt foarte multe elemente de luat în discuție la acest moment și e păcat că apar astfel de mesaje, inclusiv pe Twitter, dar nu mă surprinde absolut deloc, pentru că fake news-urile sunt la ordinea zilei pe această planetă care se cheamă Terra. Și de ce spun asta? Pentru că depinde foarte mult de cum recoltezi. Recoltezi o cantitate suficientă de materie, de material patologic pe care poți să-l folosești și care devine relevant. Și atunci că a zis că 2 ai și pozitive, sau dacă nu este suficient material care biologic care poate fi folosit, testul mai și negativ. Și aici să știi că se poate declara că testele au anumită sensibilitate și o anumită specificitate în funcție de ceea ce cauți. Și unele sunt mai bune și altele sunt mai puțin bune. Nu e niciun fel de surpriză. Pe mine nu mă miră acest lucru. Mă miră că face o astfel de afirmație la un asemenea nivel, unde este clar că induce în populație un grad de neîncredere. Iar acest grad de neîncredere este foarte dăunător.
Și am spus și zilele și cu alte ocazii că noi suntem încă în faza de negare a faptelor respectiv a pandemiei. Noi nu ne vine să credem că suntem în plină pandemie. Ori până când nu ne-am deștepta odată și odată și să realizăm că în jurul nostru se învârte acest virus, atunci să nu ne mirăm de ce persoane dragi nouă se îmbolnăvesc și, din păcate, se și prăpădesc. Vă rog să rămâneți alături de noi. Oameni buni, ați văzut cum se demontează într-un minut și un pic, în două minute, dacă ai un interlocutor redutabil, un profesor universitar, doctor redutabil, demontezi un fake news imediat. E adevărat, un fake news ăsta pe care îl lasă-l pe ecran, pe care îl vedeți pe ecran, extrem de periculos, având în vedere sursa. Este unul dintre multimiliardarii. Lăsați-mă pe plan. Așa, mă, vă rog eu frumos. Este unul dintre multimiliardarii extrem de influenți, cum bine spune profesorul Cercel, în online și nu numai. Are bani foarte mulți, miliarde și miliarde de dolari și de euro, și este un om extrem de influent. Mesajul lui face înconjurul planetei. Noi l-am demontat, cel puțin la aici, la Măsuță, la B1, în două minute, pentru că ne-a ajutat profesorul străinul Cercel, pe care, atenție mare, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, dau din casă. Dau din casă, chiar dacă nu mi-a permis domnul profesor. Azi noapte, la ore foarte, foarte târzii, aproape nepermis de târzii, îi dădeam mesaje de felicitare. Nu vă spun de ce. Îi dădeam mesaje. Domnul profesor, vă felicit, mare profesor, mare spirit, mari vorbe spuneți poporului. Era la o televiziune concurentă. La Antena 3, ca să nu o luăm, că știți că eu nu mă tem să spun nume de televiziuni concurente. Ideea e următoarea. Motivul pentru care îl felicitam și l-am rugat, domnule, hai să împărtășim și la mine, chiar dacă suntem pe locul 2 după Antena 3 la capitolul ăsta, la multe capitole, am fost înaintea lor. Știți că am fost primii care am dat știrea conform căreia există norme aprobate în Elveția, în țara cantoanelor, privind alocarea de resurse pentru bătrâni și oameni cu comorbidități în ceea ce privește ATI-urile și resuscitarea. În ceea ce privește această echipă, ATI-resuscitare, nu e nicio greșeală gramaticală, nu-i subiect multiplu. Echipa ATI-resuscitare. În Elveția au stabilit regulile jocului, v-am dat știrea și ieri, v-am mai dat-o și acum o săptămână și ceva. Alte televiziuni, inclusiv Antena 3, au găsit-o abia acum o zi, două. E, aseară, Adrian Steinu Cercel, și o să vă povestească cu eleganță și cu elocință, este în capul unei echipe care în România face ceea ce în Europa fac foarte puțini oameni și ceea ce în Statele Unite a făcut echipa medicală a președintelui în mandat, cum se spune, președintelui Trump, și se pare că au făcut cu succes. Nu vreau să merg mai departe, o să spună însuși domnia sa. Vreau să-l salut pe domnul Țincu de la Floreasca. Bună ziua, Radu! Îl avem? Îl avem prin Skype, iată-l, Radu Țincu. Radu! Împreună cu domnul profesor Cercel, care va apărea la inegală lângă tine și în locul domniei sale vor apărea și imaginele despre care vorbim, vreau să vă arăt ceva amândurora. Mare atenție, stimați telespectatori. În locul știrii acestea o să apară imagini dintr-un spital din Italia. Imediat, Aline, pictore, caută toate imaginile, știrea cu Italia. Și o să vedeți imagini cu colegii domnului Țincu, domnului profesor Cercel, domnului Imbri și a tuturor domnilor și doamnelor care sunt pe front în linia întâi cu nenorocitul ăsta de virus. O să vedeți în Italia o coloană de mașini. Ce faceți, mă? Prietene, treziți-vă un pic. Dădeau pe post lista mea de bucate. Ăla era, cum se cheamă, lista de bucate. Nu trebuia să o vedeți. Știrea din Italia, oameni buni, unde, ce să vezi, este coadă de mașini, coadă de mașini cu pacienți COVID. Și nu salvări, sunt și salvări, o să vedeți salvările italiene. Nu găsim știrea, vă ajut eu dacă nu sunteți în stare. Imediat, o secundă, Radule, că nu sunt în stare ăștia ai mei să găsească o știre. Ați găsit-o voi, Aline? Hai, te rog eu frumos. Imagini cuplite, știrea 2, mă, ce e așa complicat? Știrea 2. Dar eu vă întreb așa, retoric, pe dumneavoastră și pe domnul profesor Cercel, dacă știrea asta era la Balș sau la Floreasca, cum era tratată de presa română? Imediat. Nu sunteți în stare, mă, să dați știrea 2 pe nu mai pot, mă, deci e prea mult. Știrea 2, n-am cum să fac emisiune așa. Așteaptă, Radu. Așteaptă un pic, că n-am cum să fac emisiune așa. Nu putem. În continuare nu putem. Da, dați imaginile. Aveți în știrea 2, aveți filmul. Mai jos aveți, asta e știrea. Ok, nu, nu. Mai jos pe... A, las-o, drag. Radule, hai că vorbesc cu tine, n-are sens, e bătaie de joc. Aveți filmulețul la știrea 2, paragraful 2, aveți și... Uitați-vă filmulețul ăsta este, dă-i și sunet. Uitați-vă, oameni buni. Salvări,
mașini particulare, lăsați și sunetul, am spus în emisie, care primesc oxigen în parcare și pe căile de acces ale Spitalului Municipal din Napoli. Repet, nu în Lombardia, unde se spune în toată presa că este drama COVID în floare, nu. Napoli este în partea de jos a cizmei italiene. Astea sunt imagini de acolo, de ieri. Dacă astea erau la poarta Spitalului Balș, Institutului Balș al lui străinul Cercel, sau la poarta Spitalului tău, Radule, la Floreasca, cum era comentată în presa română această știre? Într-una dintre mașini, atenție, o femeie de 78 de ani, asta 26 de ore la coadă, asta e coada, atenție, 26, adică o zi și două ore, ca să primească ajutor medical de la echipele ATI și de suport, uitați-le, echipele sunt în parcare. Asta e Italia, bă! Italia, nu România! Că ați sărit pe Țincu, pe Imbri, pe ăia de la Iași, alu Dorobăț. Da, poate nu sunt buni. O să discutăm și despre echipa medicală. Radu, cum vezi? Este clar că într-o pandemie care reprezintă o criză sanitară o să avem și noi neșansa să aflăm și să vedem astfel de lucruri în fața spitalelor din România dacă pandemia va evolua. Și din păcate acest lucru se poate întâmpla foarte, foarte simplu. Dacă ne vom menține la acest platou de 10.000 de cazuri, vom avea un aflux atât de mare de pacienți în terapie intensivă, încât cel mai probabil va fi depășită capacitatea secțiilor de terapie intensivă, oricât de mult am încercat să extindem această capacitate. Domnul profesor străinul Cercel, dacă la poarta Institutului Matei Balș, redutabila instituție medicală pe care o conduceți, ar fi fost coadă de mașini și ați fi trimis echipe de suport la ATI. Suportul sunt colegi de-ai celor de la ATI care în stradă sunt cu tuburi de oxigen. Cum ar fi fost tratată știrea asta în presa din România? Sincer, Adrian. Păi depinde. Dacă erau oameni de bună credință, o tratau exact ca o știre absolut firească și datau eforturile pe care corpul medical îl face pentru a ține în viață oamenii. Foarte corect. Dacă erau de rea credință, ar fi spus că managementul este dezastros, că nu ne-am pregătit, că mai știu eu, chestii de-astea. Absolut eu corect. Eu ce vreau să vă spun este că noi am luat în calcul acest lucru și am reușit în cursul zilei de astăzi să mai adăugăm și să mai montăm un stocator de oxigen de 30.000 de litri pe lângă celălalt pe care îl avem și mai așteptăm încă unul săptămâna viitoare. Pentru că ne așteptăm să avem un consum enorm de oxigen în următoarea perioadă de timp. Așa că nu este nimic nemaipomenit, nu este nimic surprinzător, totul este momentul în care acest lucru poate să apară. Domn profesor, și la dumneavoastră și la Floreasca vreau să știu de la domnul Țincu și apoi o să mergem și la distinsul domn Imbri, cel care conduce Victor Babeș în capitală. Vă întreb așa, de foarte multe ori se vorbește pe zi și de foarte multe zile încoace despre nevoia de oxigen, de tuburi de oxigen și vă întreb direct, în România cei care produc vă sunt alături, s-a creat o celulă de criză sau capacitățile lor sunt suficiente pentru a acoperi nevoile care, așa cum spuneți dumneavoastră, domnule Cercel, la săptămâna viitoare vor ajunge la cote la care n-au ajuns niciodată după Revoluție? Nu chiar săptămâna viitoare, peste vreo 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni, ok. Iertați-mă, am înțeles eu că săptămâna viitoare. În 2-3 săptămâni, domnule profesor, nevoia de oxigen la tub pentru toate unitățile spitalicești alocate luptei contra COVID, nevoia de oxigen va fi cum n-a fost niciodată după 1989. Capacitățile României de a produce oxigen sunt suficiente, contractele sunt ferme, oamenii aia vă ajută sau credeți că va intra o altă știre cap de afiș, România rămâne fără oxigen? Problema oxigenului a fost discutată inclusiv la nivelul Ministerului Sănătății și trebuie să dăm cezarului cel cezarului, pentru că au fost convocate cu cele trei companii care sunt responsabile de producția de oxigen medicinal pe teritoriul României și care ne-au asigurat că au posibilități să facă acest lucru. Dovada este că în cursul acestei săptămâni ceea ce ne-au promis s-au și făcut, respectiv au adus acest stocator și în cursul săptămânii viitoare vor mai aduce încă unul de 50.000 de litri, în așa fel încât să asigurăm o nevoie suplimentară de oxigen. Dar ce vreau să vă spun, dacă în februarie, de exemplu, noi consumam oxigen la nivelul întregului institut de circa 20.000 de lei pe lună,
În momentul de față plătim peste 500 de mii de lei pe lună pe oxigen, numai pe oxigen. Într-adevăr, am Radu, dat capul și... Radu, nu te mai întreb de oxigen, pentru că, dincolo de ce spune domnul profesor Cercel, nu poate fi adăugat nimic. Dânsul a și participat ca manager la Balș, la negocieri și la discuțiile pregătitoare pentru aprovizionarea cu oxigen a spitalelor din România. Vă rog, domnul Imbri, mă auziți? Da, vă aud. Cu respect, domnule director. Domnule Imbri, nici pe noi să n-am să vă întreb, pentru că nu o să spuneți, bănuiesc, altceva decât ce a spus profesorul Cercel, și la dumneavoastră înțeleg că situația este încă sub control în ceea ce privește aprovizionarea cu oxigen a spitalului Babeș. Vă întreb așa, ce anume trebuie să înțelegem noi când sistemul medical și spitalicesc din Italia, cu mult mai performant și cu mult mai alimentat cu bani decât cel din România, vă știți la fel de bine ca și mine, și dacă nu, vă spun că eu am fost acolo în două rânduri și pe vremea când eram la TVR și după, și ca parlamentar am fost în Italia, taman pe problema sistemului de asistență medicală. În vremuri de pace, adevărat, nu în vremea pandemiei. Ce trebuie să înțeleagă românii când văd imaginile pe care le-au văzut și le mai vedem în continuare în dreapta ecranului, în parcarea spitalului municipal, cel mai mare spital din Napoli, este coadă de mașini, este coadă de mașini și salvări, în care s-a stat și 26 de ore o femeie de 78 de ani pentru a primi primul ajutor în ceea ce înseamnă oxigen și luptă împotriva infecției COVID. Adică ce ar trebui să înțeleagă? Eu cred că cei care au stat la rând au înțeles. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că, indiferent de țara despre care vorbim, sistemele sanitare sunt construite și, să spunem, nu planificate, dar construite, ăsta este termenul potrivit. După niște reguli foarte clare, fiecare spital este construit la fel, după niște reguli clare, având posibilitatea de a asigura asistență medicală în condiții normale. Nici o țară din lumea asta nu construiește spitale de terapie intensivă și rete, că fac o asociere cu ce s-a întâmplat la noi, și spitale de arș, pentru că s-ar putea odată să apară o pandemie. Profesorul Cercel poate să confirme sau eventual să mă aprobe. Pandemiile sunt totuși rare. Nu ai ocazia într-o viață de om poate să prinzi decât o singură dată această pandemie. Și mă gândesc să vă spun că în condițiile astea, când apar astfel de fenomene, vezi, doamne, accidentele cu incendii și pandemiile acestea, este mult mai ușor să încerci să oprești, să spunem, sau să preîntâmpini îmbolnăvirile ca să nu ajungi la astfel de cozi, decât să faci față stresului și presiunii acestor situații. Deci, sigur că în momentul de față noi vorbim degeaba. În momentul de față nu mai are sens să spunem, dom'le, ia uite ce coadă de mașini s-a creat. Am înțeles. Domnul Imbri, opriți-vă o leacă, vreau să vă dau și dumneavoastră și domnului profesor Cercel și lui Radu Țincu la Floreasca o știre pe care vă rog mult să o comentați. Repet, stimați-le spectatori, am dorit să o comentăm și la Timișoara cu primarul Friț, dar nu am primit niciun răspuns. Asta ca să știți că deontologic așa era corect să fie și primarul, pentru că este direct implicată primăria în această știre. Știrea este așa. Eroare de comunicare, zice presa locală, presa timișoreană. Primăria a trimis ajutor la ambulanța din Timișoara, din Timiș. Și atenție mare, situația în Timiș și în Timișoara este dramatică. De ce? Pentru că rezervele ambulanței de acolo, rezervele sistemului de ambulanță sunt pe roșu. Mai au foarte puțin timp și nu mai au ambulanțe pentru câte cazuri și câte apeluri sunt. Una. Primăria, vă pun în temă și pe dumneavoastră cei trei invitați ai emisiunii, dar mai ales pe cei de acasă. Primarul și echipa lui ce au spus? Bă, trebuie să-i ajutăm pe ăștia de la ambulanță săraci cu mașini și pregătesc mașini. Pregătesc microbuze, ca acele microbuze echipate special, bineînțeles, și pregătite special, nu așa cu scaune în ele, să sprijine, să vină la suport pentru serviciul de ambulanță din Timiș. Bun. Și-au trimis, fiți atenți, ca să vedeți în ce țară trăim, și vreau să văd cele trei minți iluminate ale medicinei românești,
dintre care doi dintre mari manageri de spitale și la Balș și la Babeș și în București, băi, oameni buni, au trimis acolo niște asistenți medicali să-i sprijine pe cei care recoltează probe COVID. Ascultați-mă, știți ce au făcut asistenții medicali? S-au dus, au văzut că e vorba de recoltare, au spus, dom'le, noi am crezut că e vorba de un call center, adică să răspundem la telefon. Și au plecat acasă, n-au vrut să rămână. Adică i-a durut, nu pot să spun că i-a durut în cur, că se supără CNA-ul. I-a durut, nu i-a durut nicăieri. Niște asistenți medicali care au invocat, atenție, că este vorba de o eroare de comunicare, și s-au dus, au văzut că e vorba de sprijin pentru recoltarea de probe într-un județ aflat pe roșu și într-un oraș cum e Timișoara, cu o cazuistică nasoală. Și au plecat domnul Imbri, domnul Cercel, au plecat domnilor manageri, asistenții medicali, pe care noi poporul, acum să-mi fie iertată zicerea următoare, domnule, i-am cocoloșit și le-am mărit tuturor salariile să nu plece afară din țară. Le dăm ajutoare din banii noștri ai poporului pentru că merită, sunt pe linia de front. Le dăm nu știu cât pentru că au risc COVID. Și ei s-au dus, domnule, încep cu domnul Imbri. Că, cum să zic, lăsăm vârsta să spună, experiența să spună cuvântul. S-au dus acolo, domnul Imbri, au aflat că e vorba nu de call center, că e vorba să sprijine colegi, să-și sprijine colegii la recoltare de probe și au plecat. Au zis, domnule, ne pare rău, la recoltare nu stăm. Cum cataloga știrea asta, domnul Imbri? În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați început în ordinea greutății corporeale. Corporeale, că sunt sigur mult peste greutatea în kilograme a doctorului profesorului Cercel. Știți că ăsta e factor de risc? Da, sunt cu factor de risc și din cauza asta e ferească Dumnezeu. Vorbesc primul că s-ar putea să nu mai apuc după aceea. Deci, cum să privesc lucrurile astea? Privesc lucrul ăsta, dacă este să o privim foarte strict. Dacă și pe mine m-ar trimite cineva înainte să mă instruiască acolo unde mă trimite și mă trezesc în fața unui abdomen deschis și cu sângele țâșnind de toate părțile, sigur că sunt obligat să mă retrag pentru că nu am fost nici instruit și n-am competența respectivă. Probabil că lor le-a fost și teamă, probabil că ei n-au recoltat niciodată și toate lucrurile astea și la noi când vin medici care doresc să lucreze cu noi alături, cot la cot, ca să ne ajute, îi introducem treptat în ca să nu îi îmbolnăvim. Și atunci, păi stați un pic, domnul Imbri, stați un pic că nu mai înțeleg nimic. Nu, înainte să spun ce nu înțeleg, eu vreau să știu părerea domnului profesor Cercel și părerea lui Radu Țincu. Da. Domnul Cercel. Da, lucrurile mi se par că se poate de clare. Dacă ești chemat pentru ceva și ești pus în față la altceva, evident că trebuie să reevaluezi absolut tot. În problema recoltărilor nu este de glumit, pentru că există risc de contaminare a personalului respectiv. Prima regulă în urgențele medicale este să te protejezi pe tine, tu cel care urmează să acorzi actul medical respectiv. Domnul profesor, iertați-mi ineleganța sau poate nepriceperea sau neînțelegerea subiectului. Da. Au fost trimiși asistenți medicali, că dacă eram trimis eu și cu încă 4 colegi, 5 de la B1, care facem televiziune, era logic. Băi, stați un pic, am crezut că răspundem la telefon, vreau să-l ajut pe Nelu Tătaru, vreau să-l ajut pe Țincu, mi-e prieten Răducu, hai să-l ajut. Nu mă pricep la recoltări. Dacă îmi trimiți... Da, stați un pic, domn profesor, stați un pic. Când trimiți asistenți medicali să facă recoltări, nu i-a trimis nimeni să pună navete spațiale pe orbită. Cum să refuzi într-un oraș aflat la limita carantinei? Cum să refuzi recoltarea unor probe? Dă-le dracu, Doamne, iartă-mă, ca seară președintele și premierul țării spuneau, domne, facem apel și cu domnul Arafat, o să dăm 2500 de lei pe lună tuturor studenților și celor care fac rezidențiat, indiferent de anul lor, doar ca să-l sprijine pe Țincu la Floreasca, pe Imbri la Babeș, pe Oancea la Babeș în Timișoara și așa mai departe. Păi dacă apelăm la rezerviști, adică la studenți, la rezidenți, nu putem trimite în țara asta necăjită și ruptă în fund și aflată la ananghe, nu putem trimite niște asistenți medicali la recoltări de probe, domnul profesor? Eu îți spun în felul următor, că vorba aia ne cunoaștem de foarte mulți ani de zile. Și anume, în momentul în care eu prin martie am spus că această pandemie va ține vreo 2-3 ani de zile, toată lumea a început să râdă. A venit domnul după 7 luni de zile și ce a spus? Atenție, că pandemia asta o să țină vreo 2 ani de zile.
în tot acest interval de 7 luni de zile, noi trebuia să pregătim acești asistenți medicali să știe cum să se echipeze și, mult mai important, cum să se dezechipeze. Pentru că în momentul dezechipării este și riscul de contaminare a personalului medical. Așa că nu e totul să fii asistent și să fii trimis să recoltezi o probă din nas la un pacient care, pe urmă, va strănuta și te va împroșca în față cu toate secreției lui, inclusiv cu particule virale. Așa că nu-i de joacă. Au procedat foarte bine dacă nu au fost instruiți. Dacă au fost instruiți înainte și au plecat de acolo, e cu totul și cu totul altceva. Domnul Țincu. Da, susțin cu totul ce au spus antevorbitorii pentru faptul că este evident acei oameni erau pregătiți să meargă să răspundă la call center și s-au trezit în fața recoltărilor. Sigur, s-a creat această idee a faptului că oamenii au dezertat. Însă ce pot să vă spun și eu și cred că și colegii mei pot face același lucru, au fost foarte puține cazuri de personal medical care au plecat în timpul acestei pandemii. Dimpotrivă, oamenii au înțeles și foarte mulți au suspendat concediile de odihnă, vin la spital în afara programului de lucru pentru a susține pe, să-i susține pe colegii lor care au nevoie de ajutor. Nu cred că putem discuta de un fenomen general în care oamenii refuză să acorde asistență medicală. Pregătiți, colegi, știrea numărul 8 este ultima pe care o discut cu cei trei invitați de pe ecran. O să o vedeți imediat, știrea numărul 8. Aș fi vrut să nu am această știre, dar n-am cum să nu o comentez, de vreme ce ea reprezintă și un vector de amenințare foarte grav. Asta e părerea mea, dar o să auziți specialiștii imediat. Dar reprezintă și un adevăr dramatic pentru țara noastră. Țara noastră este una dintre țările Uniunii Europene cu o incidență foarte mare a diabetului, în orice formă ar fi această nenorocită boală. Aceasta este știrea. Studiu. Un studiu, credeți-mă, verificat, super verificat, o să vi-l confirme și cei trei invitați. Diabetul dublează riscul de deces în cazul infectării cu nenorocitul ăsta de virus. De repet, diabetul dublează riscul de deces în cazul infectării cu COVID-19. În România sunt aproximativ, țineți-vă bine, eu vă spun asta de cel puțin 2 ani, puțină lume ascultă ce spun, că de sunt peste 2 milioane de persoane bolnave de diabet. Ca să înțelegeți care e vectorul de amenințare și la ce se așteaptă echipa medicală. Și când spun echipa medicală, mă refer la tot ce poartă halat alb. De la fașă la barbă albă. De la ministrul Tătaru până la liftier și de la profesorul Cercel până la ultimul brancardier de la Balș. Echipa medicală a țării, și aici mă refer și la Floreasca și la Babeș și la toate spitalele și unitățile din România, institutele din România. Domnul străinul Cercel. Ce înseamnă 2 milioane de bolnavi? Iată și studiul, ca să nu ziceți că vorbim... Dă-l pe full screen. Acesta este studiul folosit, invocat de G4 Media, dar este un studiu preluat în toată presa de specialitate, presa medicală de pe planetă și, bineînțeles, în presa de nespecialitate, adică la știri. Pentru că este o casă serioasă, este o casă unde se vorbește despre diabet după ce se fac studii foarte amănunțite, deci nimic după ureche. Domnul profesor Cercel, ce înseamnă să ai 2 milioane de pacienți? Cum? Domnul Cercel. Este un studiu din Lancet. Da. Auziți? Da, vă aud. Spuneți. Deci este din Lancet. Nu este o publicație românească. Nu, corect. Mă rog, să știe că... Da, să știe că diabetul este un factor de risc. Prima întrebare pe care o punem noi când avem un astfel de pacient infectat cu SARS-CoV-2 este dacă ai sau dacă nu ai diabet. A doua mișcare este să vedem cât este glicemia ca să știm cum putem să abordăm acești pacienți, pentru că majoritatea pacienților necesită administrarea unui medicament corticosteroid care asociază pe lângă el creșterea glicemiei. Deci este obligatoriu, este standard. Nu ne impresionează cu nimic știrea. Poate doar numărul poate să fie... La asta mă refeream, domnul Imbri, la asta... Da, la asta ne refeream, fix, fix la asta. Între timp s-ar putea ca informațiile mele să nu mai fie de actualitate. Da, să știe că diabetul este o boală care afectează foarte mult această planetă. Să știe că atunci când comportamentul față de viață și stilul de viață nu este adecvat, și există și un teren, acest diabet poate să apară, nu sunt date surprinzătoare. Este mai mult bombastica cifrilor decât a realității. Da.
Eu mulțumesc că ați întrebat întâi pe domnul profesor Cercer, pentru că eu mă mai uit să văd și cum arată vis-a-vis de kilograme și să întrebați și dumneavoastră, poate există vreun studiu care arată câți obezi avem în România, și atunci dacă cumulăm obezitate cu diabet ca fiind principalele sau principalii factori de risc într-o infecție cu COVID, atunci ne dăm seama de potențialul de risc pe care îl avem noi de suportat și întâmpinat. Și vreau să închei un singur lucru, arunc pe piață o informație, o propoziție pe care profit că sunt alături de profesorul Cercel și vreau să vă spun că nici într-un stat, am mai spus vreodată, am mai spus înainte, nu nimic nu înseamnă să ai 2000 de paturi de terapie intensivă, pentru că bolnavii care au COVID nu au nevoie să se urce într-un pat de terapie intensivă. Trebuie să înțeleagă orice om că, după câte știu eu, nu există tratament țintit pentru COVID. Deci poți să stai frumos în pat și dacă tu nu ai un medicament care să îți oprească această infecție, aștepți în pat să vină norocul peste tine. Domnul Țincu. Diabetul zaharat, știm foarte bine din studii faptul că el crește incidența asociată infecției COVID, însă dacă vreți să știți, există un panel de boli metabolice alături de diabet, dislipidemii, boile cardiace, care toate cresc mortalitatea. Așa cum am văzut la începutul pandemiei anumite deficiențe pe care le avem, discutăm de infrastructură medicală, deficitul de personal, iată că vedem că aceste comorbidități cresc și ele foarte mult mortalitatea. Și ne punem întrebarea dacă nu ar fi trebuit timp de 30 de ani să investim mai mulți bani în programele preventive de boli cronice, astfel încât să reducem incidența acestor pacienți, iar cei care sunt bolnați să fie mult mai bine gestionați în programele cronice, programele de boli cronice. Mulțumesc, domnule profesor, mulțumesc, domnule Imbri, mulțumesc, Radu Țincu, rămân două minute cu domnul... Nu, mai vreau, Adrian, cu tine vreau să rămânem încă două, trei minute, rămânem cu domnul profesor Cercel încă două, trei minute, din motivul pe care l-am invocat și l-am prezentat în avantpremieră la începutul emisiunii. Tratamentul pe care în Europa puțin îl fac, nu știu dacă nu cumva, doar cei de la dumneavoastră, de la Balș, nu vreau eu să spun nimic. Despre ce tratament e vorba, vă spun doar atât. Donald Trump a beneficiat de tratamentul pe care îl folosește pe pacienți în țara asta doar Matei Balș și doar echipa lui străinul Cercel. Vă ascultăm cu drag. Da, noi suntem un institut inclusiv de cercetare și avem o serie de relații la nivel internațional pentru a dezvolta studii. Mai mult decât atât, inclusiv Uniunea Europeană a dat o directivă în acest sens, și anume accesul la studii cu molecule inovatoare și care sunt salvatoare de vieți. Și acum ați văzut, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a beneficiat de această terapie cu anticorpi împotriva moleculei de spike, moleculei de vârf a acestui virus, iar efectele sunt salutare. Este interesant faptul că acești anticorpi monoclonali se folosesc atât în prevenție la cei care au fost contacți cu persoane infectate cu SARS-CoV-2, cât și în scop terapeutic, evident, în alte concentrații. De unde luați, domn profesor, de unde luați anticorpi ăștia monoclonali? Noi nu-i luăm, îi aduce sponsorul. În momentul în care se face un trial internațional multicentric, așa se cheamă studiile astea internaționale multicentrice, compania producătoare pune la dispoziție moleculele respective pentru pacienții. De cât timp, faceți acest experiment? Pe câte persoane și cu ce rată de succes în tratare? Eu n-aș putea să dezvălui acum aceste date pentru că ele Bine. Sunt confidențiale până la momentul legislărilor la Food and Drug Administration în Statele Unite. Întrebare. Cu toată probitatea morală pe care poporul ăsta știe că o au anumite cadre medicale între care vă aflați, cu toată probitatea aceasta morală, spuneți că subiectul acesta este un subiect demn de luat în calcul, nu este doar o cauză mercantilă, este o cauză medicală de luat în seamă. Categoric da, pentru că noi suntem în pandemie și căutăm orice mijloc care poate să pună capăt acestei pandemii. Ori în momentul în care tu administrezi un anticorp care blochează pătrunderea virusului în organism și nu ai nevoie de timp suplimentar, cum este în cadrul vaccinării de
2 până la 3 săptămâni ca organismul să dezvolte proprii săi anticorpi, evident că este un instrument de luptă fantastic de util. Procesul acesta de combatere, de profilaxie, per total nație românească, domnule profesor, ar fi mai scump, mult mai scump sau la fel de scump ca procesul pe care îl inițiază Guvernul României de aducere și de aducerea vaccinului și de vaccinarea populației? În momentul în care discutăm de o pandemie, toate companiile producătoare iau în calcul anumită politică, care este o politică de sănătate publică, și atunci nu se mai poate merge cu prețuri mari ca pentru, nu știu ce medicament, pentru boli cardiovasculare, să spunem, ci pentru tip pandemic, deci pentru o problemă de sănătate publică. Și aceste prețuri se negociază, respectiv la nivelul Europei, la Bruxelles se negociază la nivelul Comisiei de Sănătate, în Statele Unite, la nivelul statelor respective, deci nu se merge cu un preț care să fie predefinit, un preț din care să se recupereze și suma investită. Înainte de a vă... că toate aceste companii au beneficiat de susținere din partea guvernului respective pentru a dezvolta vaccinul și respectiv molecule de care facem vorbire. Înainte de a vă întreba despre această metodă la care dumneavoastră lucrați împreună cu echipa de la Balș, vreau să spuneți ceva și n-ați avut ocazie. Acum e momentul. Vreau să spun că în urma analizei pe care a făcut-o INSPU, pe primul loc la comorbidități în România nu este diabetul, ci sunt bolile cardiovasculare ca și factor de risc. Ori datele prezentate în studiul respectiv sunt interesante din punctul de vedere al numărului potențial de pacienți și, evident, da, diabetul este unul din factorii de risc cunoscuți. Dar, din păcate, pacienții noștri, cei care s-au prăpădit în general, s-au prăpădit din cauza bolilor cardiovasculare. Uite, am vrut să pun punct interviului, dar nu pot să mă abțin. Mi-e foarte dragă Beatrice Mahler, țin la ea foarte tare ca și tine, de altfel cum o respect și tu, o respect și eu, Adrian. A dat o știre, aceea cu 44 de cazuri pe ventilatoare, pe intubare și din care a reușit echipa ei la NASA să salveze doar 2 suflete, restul s-au prăpădit, adică 42 de morți din 44. Te întreb, este o cifră care arată că la NASA nu se face ce trebuie sau este o cifră care arată realitatea acestei drame numită COVID? Nu, categoric. Atunci, dacă ne-am uitat la Lombardia, ce mai spune că acolo au fost cu 10.000? Nu, asta e problema. Problema este că lumea trebuie să înțeleagă că dacă nu ne păzim noi pe noi înșine și ne lovește cumva SARS-CoV-2, atunci avem un risc potențial să facem o formă severă și să trebuiască să fim asistați și ventilați mecanic și de acolo nu se mai știe. Pentru că fiecare reacționează după propria sa figură și să știe din vechime, de la Hipocrate, că nu există boli, ci există bolnavi. Și așa se face că unii dintre acești bolnavi fac furtuna citochinelor cam în ziua noua 11-a de boală, după care pot să evolueze rapid, progresiv și grav și să se prăpădească în următoarele câteva ore. Deci nu zile, nu luni, ci în câteva ore. Sistemul nostru de apărare este un sistem care are un ceas biologic înăuntru și care în momentul în care se sesizează că este vorba de un inamic care poate să fie transmis altor persoane, se pune pe shutdown, pe autodistrugere, ca la o navă spațială, în așa fel încât să protejeze pe cei din jur. Și asta a fost lăsat de la de sus. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Rămâneți alături de noi, stimați telespectatori. Doar o foarte scurtă pauză publicitară și revenim. Toți sunt direct, stimați telespectatori. Deocamdată este imaginea înghețată. O să pornească imediat imaginea. Este piața de pește din Wuhan. Vă aduceți? Ați și uitat de ea. Piața de pește din Wuhan este locul de unde se spune... mai la mișto, mai în serios, că a plecat COVID-ul. Pandemia asta care a nenorocit planeta, vă aduceți aminte? Februarie, martie. Ăsta era locul. Ăla cu liliecii, cu pangolinul, cu animăluțele de le mănâncă nefierte ca lumea, poporul chinez. Ce e asta? E știrea. Mă ascultați un pic? De acolo a plecat. Haideți să vă arăt unde a ajuns. Dă puțin cadrul aici, de la 2 aici. Uitați-vă unde a ajuns. China, stimați telespectatori, China, locul de unde, să nu uitați că în Wuhan, este și un laborator, unii spun la vedere, eu spun mai secret așa, de cercetare în domeniul virusului,
imunologiei și virusurilor. Da? Tot în Wuhan. Dă puțin imaginile la subiectul ăsta, ca să vedeți ce se întâmplă azi pe stadioane, azi, pe stadioanele din China. Ai acolo, iată, Twitter-ul, dă-i play și dă-i pe full screen, dă-i pe full screen cu sunet. Pe full screen, cu sunet, full screen. Hai! Imagini, stimați telespectatori, din campionatul intern chinez. Lasă și sunet un pic acolo. Jiangsu Suning, așa se cheamă echipa. A câștigat probabil sau ceva de genul, se bucură lumea. Mare atenție. Imaginile sunt din China. Sunt de câteva zile din campionatul lor de fotbal, ca să vedeți sfidarea uriașă sau șansa sau nu știu ce să zic. Și acum, din știrea asta, de unde ai dat? Ha? Da, știu, a sărit regia. Da, mă, și ce dacă ia lui Olăroiu, cu tot respectul pentru antrenorul român. Antrenorul român, Olăroiu, este cel care jupânește echipa asta. Dă din aceea știre, vezi că ai niște fotografii, Pictore. Dă înapoi, scoate puțin video, ca să vedeți fotografii mai sus un pic, sau vezi unde sunt în știre, nu asta, nu asta. Aveți niște fotografii. Căutați fotografiile din tribune, în știre. Știți unde le găsiți? În știrea 5. Iată, mă, dă-le pe ecran, pe full screen. Nu alea, mă, în știre, bă, știrea 5, prietene. Pictore, știrea 5. Asta e știrea 5? Nu. Bine, mă. Atunci, dă-le în doamne, iartă-mă. Există niște fotografii, ori în Twitter, ori în știre, unde arată fetele și băieți. Iată-le, mă, bravo, băi, bravo, Aline. Ia priviți creștinilor, la meciul lui Olăroiu. Uitați-vă. Dă-le, mai plimbă și în sus și în jos, așa. Ia priviți creștinilor. China astăzi, nu, dacă le dai așa sunt aiurea, dă-le la inegală. Nu mai faceți inovații care sunt proaste. Uitați-vă imagini din tribună în China la meci. Atât, că restul nu mai sunt imagini. Mai coboară, mai și uitați-vă. Mai. Așa, uite, mai. Iată fetele și băieții care sunt suporteri ai echipei lui Olăroiu pe numele ei Jiangsu Suning. O echipă foarte tare, înțeleg. Asta e China, fraților, azi. Ca să înțelegeți și dumneavoastră, stimați telespectatori, de unde a plecat pandemia, de unde a plecat COVID-ul, de unde a ieșit scandalul planetar și ce se întâmplă acum acolo și ce se întâmplă pe toată planeta. La câteva minute după ce intrăm în pauza publicitară, vom reveni cu un subiect de nici n-ați visat vreodată, credeți-mă. Nici n-ați visat că se poate întâmpla în România. Vom fi aici și cu cei de la combaterea discriminării, cu liderul lor și cu cei de la Autoritatea Electorală Permanentă. Scandal uriaș în România. Uriaș!